Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim de obicei despre parfumuri. Astăzi este despre caramel, despre sos de caramel, despre parfumuri delicioase, foarte potrivite în perioada rece. Și știți că mie îmi plac foarte mult parfumurile dulci, îmi plac parfumurile gurmande, sunt și foarte potrivite aceste parfumuri cu caramel în perioada rece, așa că am zis, hai să discutăm despre asta și să le pun pe toate la un loc, să vi le prezint și vouă. Sunt parfumuri din toate categoriile, sunt și arăbești, sunt accesibile, sunt clone, sunt de nișă, de designer. Am ales niște delicioșeni, vă asigur. O să încep cu unul despre care noi am mai vorbit în ultima perioadă, un parfum care are un alt fel de caramel în compoziție și este vorba despre Martin Micalef, Mon Parfum Cristal. Este un parfum dulce, cu trandafir, cu caramelul acesta care este alt fel de caramel, este un toffee, parcă ceva mai lipicios, așa, nu știu, are o aromă diferită, nu este caramelul pe care îl găsim în restul parfumurilor despre care vorbim astăzi. Este un parfum elegant, elegant, delicios, rafinat, cu un trandafir și o combinație de caramel, toffee, mă rog, și trandafir, este și dulce, este și elegant, deci parfumul acesta este o bijuterie, după cum v-am mai spus. O să încerc așa să le alternez și vreau să vin cu un parfum, cred că este cel mai ieftin, nu cred, este cel mai ieftin parfum din această selecție și este vorba despre Mojo. Nici nu știu ce note are, este un parfum inspirat din Mula Mula de la Byron și este un parfum mai versatil. Are și tot în perioada rece, îl văd cel mai potrivit, dar pot să-l port în general pentru că acesta este și fructat, este caramelicios, este proaspăt condimentat, are un ghimbir acolo, dar îmi place foarte mult. Poate o să pun vreodată mâna pe Mula Mula, mi-aș dori tare mult un parfum de la Mula Mula în colecție. Din păcate la noi nu se găsește, dar tot îmi place foarte mult Mojo. Am un alt parfum de backup pentru că nu vreau să rămân fără el. Îmi place foarte mult și sticluța și prezentarea și este un parfum foarte ieftin. Dacă faceți cumpărături de pe Dubai Collection, puteți să folosiți și codul CC10 pentru 10% discount. Acolo îl găsiți și pe Mojo și alte parfumuri de la Twins, foarte bune toate. Deci le-am testat. Acum depinde de preferințe, dar mi-aș mai lua vreo două, măcar. Două care mi-au plăcut foarte mult. Mi se pare că era parfumul inspirat din Angel Share și nu mai știu, două sau trei mi-au plăcut foarte mult. Poate că o să le iau la un moment dat. Ce să zic, nu pot să le iau pe toate pe care mi le doresc. Următorul parfum despre care vorbim este Juliet Hezegan. Cred că este preferatul meu de la Juliet Hezegan. Îmi place mult de tot pentru că este un parfum dulce. Chiar îl port astăzi, este în selecția mea de săptămâna aceasta. Și este un parfum vanilat, caramelicios, cu flori, cu fructe. E dulce, se duce în zona aia de Hypnotic Poison. Mi se pare că are izul acela pudrat din Hypnotic Poison. Dacă vă place acela, încercați-l și pe dar vă spun că este un parfum frumos, delicios, dulce și vreau să-l port mai mult în perioada următoare, de aceea l-am și pus în selecția mea de săptămâna asta. Nu pot să zic că l-am purtat foarte mult, dar na. De-abia de acum încolo vine perioada cu adevărat rece și o să-l port. Despre următorul parfum nu știu ce ar mai fi de zis pentru că și eu v-am povestit mult de tot despre el. Știți că este parfumul meu gurmand, preferat, toată lumea povestește despre el. Este delicios, este puternic, persistă bine, e pufos, e dulce, e gurmand, are caramel. Dar este așa un fel de sos de caramel moale, nu lipicios, e cremos. Avem și cumarină, miere, vanilie, e
tot ce vrei de la un parfum gurman din punctul meu de vedere, știți că îl iubesc de mai pot. Și un alt parfum, de această dată nu are caramel printre notele sale, dar eu simt ceva caramelicios în el și cumva caramelul pe care îl simt în el, un alt parfum cu care v-am zăpăcit, îl simt și un Bianco Latte, culmea. Deci nu are caramel commodity milk, dar eu simt un sos de caramel moale, așa cremos, și fix izul acesta mi se pare comun în Bianco Latte și commodity milk. Doamne, deci milk în perioada rece este... E și lemnos, are și niște bezele arse, e delicios parfumul ăsta, n-am ce să zic. Un alt parfum cu caramel, pe care cu siguranță îl cunoașteți, este La Nuit Trésor. Un parfum ceva mai sexy, mai elegant. Este și el cu un trandafir afumat, este caramelicios, este dulce și îmi place foarte mult cum se dezvoltă, cum se usucă, exact partea aia gurmandă din el după ce se dezvoltă și după ce se usucă, îl ador pe La Nuit Trésor în perioada rece. Un alt parfum cu caramel pe care eu îl ador și de la care a plecat ideea acestui clip este Caramel de la Mirage. Un parfum superb, elegant, dulce, delicios totodată. Nu este doar un parfum gurmand. Mi se pare un parfum elegant. El are în compoziție și flori, are o floare de tiare foarte frumoasă și combinația asta de caramel cu flori mosc e pufos așa, e un caramel lactonic. De fapt, da, în cele trei este un caramel lactonic, cremos, Bianco Latte, milk și caramel. Așa găsesc aici caramelul, delicios, delicios. Și vă recomand cu mare drag caramel. Vedeți că am și un cod de discount pe site-ul celor de la Mirage. Găsiți în descriere, dar vă pun eu pe ecran că nu-l mai știu. Trecem mai departe la un parfum caramelicios, delicios, crăciunistic, un parfum pe care îl ador în perioada rece și mai ales în luna decembrie. Mie îmi place foarte mult luna decembrie, mi se pare că atunci se întâmplă magia și Lyra X de la Lorina este parfumul prăjituros pentru perioada rece care miroase a prăjituri de Crăciun. E caramelicios, e vanilat, are o deschidere citrică, dar citrică prăjituroasă, nu citrică fresh. E foarte frumos parfumul, are un preț mic, e bun, am primit multe întrebări cu referire la performanțe, da, persistă bine, cel puțin acesta pe care l-am eu. El dintotdeauna a persistat bine, de când l-am mirosit prima dată și nu doar pentru că al meu e mai vechi în colecție, e mai intensificat, nu. A fost bun de la început. Știu că părerile sunt împărțite, unele persoane spun că nu persistă, eu spun că pe mine persistă foarte bine. Acum, ce să zic, pentru prețul pe care îl are, eu zic că este bun din toate punctele de vedere și miroase foarte bine, chiar dacă, nu știu, acum să vă spun care este diferența dintre Lyra și acest parfum inspirat. Eu vă spun doar despre acesta, că miroase foarte, foarte bine. Îl iau ca pe un parfum de sine stătător, nu îl iau ca și pe o clonă. E frumos și delicios. Mai departe vorbim despre un parfum prințesistic, tineresc, jucăuș, roz, miroase roz. Este o combinație de flori, miere, vanilie, caramel. Și este genul acela de parfum versatil, îl văd foarte potrivit primăvara, are niște flori pudrate. Parfumul acesta are tot așa un caramel moale, cremos, potolit și este foarte, foarte drăguț. Dacă nu l-ați încercat să-l testați, este în zona Juicy Couture, Gold Couture, parcă așa se numește. Mai este un parfum de la Gucci care se duce foarte mult în zona asta.
Gucci, nu știu cum se numește, dar vă las pe ecran și chiar mi se pare că se duce foarte mult în zona aia, deci dacă îl testați pe cel de la Gucci, vă faceți o idee despre Gran Balu. În cazul în care vă doriți să testați parfumul acesta și nu știți cum miroase, un parfum care are factorul wow, este de designer. Și factorul wow la acest parfum este partea citrică. E vorba despre Poison Girl de la Dior. Partea citrică, care este una atipică, este cumva o combinație de citrice cu o bază prăjituroasă, dar avem portocală amară, coajă de portocală, cumva combinația asta foarte caramelizată și are o aromă aparte, nu știu ce îmi place și ce mă cucerește foarte mult la el, dar cred eu că este portocala amară. Bineînțeles, are și el vanilie, caramel, flori, flori pudrate. Deschiderea este una citrică, dar totuși aroma asta rămâne până în bază pentru mine. Îmi place mult Poison Girl de la Dior EDT. Și bomba bombelor este Angel de la Mugler. Am două sticle de Angel Muse. Au același ADN, dar nu sunt la fel. Acela are ceva ciocolatos. Aici avem o grămadă de note spicy, o grămadă de flori, fructe, ciocolată, caramel, vanilie. Știți că este nebunie cu parfumul ăsta. Nu l-am purtat, am purtat Angel Muse mai mult, dar vreau să-l port și pe acesta. Oh, da. Este și o variantă veche și vă dați seama cum este. Vă dați seama. Să-mi spuneți dacă mai purtați Angel. Deci este spicy. Are o aromă pe care cu siguranță toți iubitorii de parfumuri o recunosc. Se simt multe condimente, dar totodată este un parfum dulce, are o bază delicioasă, se dezvoltă foarte frumos, dar și partea asta spicy mie îmi place foarte mult. Deci e superb, dar îl știți deja și dacă nu îl știți și vreți un parfum bombă, nu știu cum mai este cel de pe piață, cel pe care îl găsiți acum, dar ăsta e bombă. Eu sper să nu-l fi stricat pentru că e păcat. Da, după cum vă spuneam, dacă vă plac parfumurile spicy, încercați și voi Angel, purtați-l să vedeți cât de frumos se dezvoltă. Da, îmi place foarte mult și Angel, dar îmi place foarte mult Angel Muse, care e mai potolit, nu e atât de spicy, dar tot are și el ceva acolo, strong, strong. Gata, acesta este clipul caramelicios de astăzi, sper că v-a plăcut. Să-mi spuneți și voi ce parfumuri aveți în colecție cu caramel, ce preferate aveți cu această notă în compoziție și dacă aveți recomandări, le primesc cu mare, mare plăcere. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Vă aștept și pe Instagram. Împărtășiți cu prietenii voștri clipurile mele. Nu uitați de like și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!